pistolul ăsta noșnic, oricum nu mai zici. Lemnar. Da, lemnar. De în școală, cum se spune. Asta vreau să vă întreb, de mult timp faceți asta? Cam toată viața. De ce ați ales această profesie? Altceva n-avem și alege. Dacă v-ați întoarce înapoi, ați schimbat ceva sau tot lemnar ați rămâne? Am vrut și eu zi ministru, dar nu s-o părinte. Vă considerați o persoană motivată? Ce-mi place, dar nu-mi place, nu mă ducem în fiecare dimineață. Dar este ceva ce nu vă place să faceți, dar sunteți nevoit. O viață întreagă am lucrat pe Muncești, la Codru. Și acasă de pe Muncești, la Codru, aproape de Sângeră. Acum la Stăuceni mă duc, acolo de-am în lucru. Dar de ce ați schimbat poziția? Cu trei, așa s-a prânit, acolo s-a făcut țăh. Și de amânare și lucra, o zic că de-al de mine nu-s. Dar ce faceți? Faceți mobilă sau faceți, ce anume faceți? Facem divane. Divane, cresle, șoferele, mai scurt, și checă. Pentru companii de mobilă? Da, pentru oameni facem. Dacă e din lemn natural, să înțeleg, corect? Da, din lemn. E scump să ai în ziua de astăzi mobilă din lemn natural? Scump, și mobilă e scumpă. Da, acum divanurile acestea sunt cu doar cu paralon sau le puneți și ceva? Și paralon, toate cele, le punem frumos să și comod la oameni, da. Cum să spun, ne stăruim și noi, să mergem în rând cu moda, știi cum? Vreți rog, ce salarii în ziua de azi au lemnarii? Ai descărcat deja aplicația JobJob să vezi ce salarii se oferă în Moldova? Dacă nu, descarcă-o chiar acum pe linkul din descrierea profilului. Îl găsești iată aici. 5-6.000. Doar atât? Mai mult nici nu pretind. Dar e suficient pentru dumneavoastră acest salariu? Și la pensie, și pensia e mare la mine. Eu am lucrat toată viața mea între schimburi și am 2.000. 2.000 de lei? 2.000 și 2 lei. Am înțeles. Am înțeles. Ce salariu ați dori să aveți ca să considerați că aveți un salariu bun? Măcar vă 12. Credeți că ar fi suficient să întrețineți și familia și comunalele selecte? Nu, comunalele selecte am lucrat cu an, am fost să dau nalog pentru gunoi, nu știu. Și au zis că ies pensionier și nu trebuie să dau. Anul ăsta iar ne-a venit. Câte 120 de persoană. Și nici n-am când să mă duc să le spun, ei, Ana a spus că sunt pensionar și nu trebuie să plătesc. Anul ăsta iar îmi vine așa hârtie. Ce recomandări ați avea pentru cei care vreau să devină lemnari? Cei care să devină lemnari să le spun să... Doamne ferește, trebuie să fie cascați.